am revenit, o piesă cunoscută pe toată planeta, Baby Shark. Și noi vorbim cu Mami Shark, pentru că Mami Shark este aici cu noi, Maria Șandru, finalista sezonului 8, șef la cuțite. Te pupăm, bine ai venit, bine ai venit în direct cu noi. Bine v-am găsit din nou, Maria, tot timpul e o plăcere. Este însărcinată pentru a treia oară, da? Va deveni mămică pentru a treia oară. Wow! Felicitări, da. Ne bucurăm tare mult că treci prin acest moment frumos al vieții tale. Cum te simți, în câte luni ești? Am 27 de săptămâni și 3 zile, deci am intrat în a 7-a lună, în ultimul trimestru. Opa, ultimul trimestru, asta e ala cu... Da, cum a ținut ea totul secret. Da, 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 27 de săptămâni ai ținut secret. Cum ai reușit? Da. Păi, am vrut un pic să rămân un pic mai separat și să nu știe toată lumea că apoi toți îți sau în cap, cum faci și cum bănuiesc că ești și puțin superstițioasă și atunci ai vrut să fii și să împarți această bucurie cu familia mai mult. Exact, exact. Să mai bine să știe familia și cum îi. Prima perioadă tot timpul e bine să știe numai familia. Maria, cum a decurs sarcina? Și ce au spus copiii tăi, cei doi copii, fetița și băiețelul, atunci când au auzit că ești însărcinată pentru a treia oară? Păi, asta mică, normal, a fost foarte fericită, foarte, foarte fericită. Cel mare... Cu gelozie? Da, da. Aha. Mami, e ok, bine, e fericit, dar să fie băiat. Dacă tot îi, să fie băiat. Dacă nu, nu. Să fie protejată. Înapoi. Și da, deci exact. Ce este? Ce sex are bebelușul? Fetiță. Fetiță! Fetiță! N-ai putut să o mulțumești pe fata ta cea mare? Băiatul va fi răsfățat, fetelor. Cum a decurs sarcina? Foarte, foarte bine. Sunt foarte ok. Nu m-am îngrășat. Nu m-am îndepărtat de bucătărie. Lucrez încă. Acum... Nu că o să vin în România, vineri o să plec în România, dar am lucrat și nu m-am îngrășat. Am luat doar 2 kg. Și apropo de faptul că nu stai în bucătărie și nu poți sta departe de ea, ai întâmpinat poftele acelea specifice graviduțelor? Vai, dacă vă spun ce poftie am... Nu știu, nu. Gogoși, de... pepene. Nu, nu, ăla nu, doar de Prosecco. Ce să zic, mațe fine. O să fie, cum să zic, o bebelușă foarte sofisticată. O să fie cam veselă bebelușa ta. Cred și eu. Bine, nu, dar sincer, nu ai voie și atunci ți-ai pus pofta în cui? Sau așa, să gusti un pic? Nu, deci atâta trebuie să guști, că n-ai poftă, să nu vină fata cu pete, Doamne ferește, să vină cu... Na, trebuie să gustăm un pic, nu? Un pic, trebuie, că n-ai cum. Deci singura poftă care o am și am avut-o de la început, îi Prosecco. Ai avut și așa în miez de noapte sau la ore rezonabile să poți să găsești? Nu, deci nu. Acum la 12 noaptea, nu, las, săracul bărbatul nu lasă, doarmă și el că lucrează tătă ziua, măcar atâta să doarmă noaptea. Nu, deci it's ok, adică... Primele două gravidanțe poate sunt un pic mai așa, dar deja când ești la treia, deja ești expertă și mai bine ca doctorii, ce mai, știi cum să te controlezi. Ai întâmpinat, nu știu, vreo problemă, mai ai avut stări de rău, grețuri în primele luni sau a fost așa o sarcină liniară? Da, deci primele 12 săptămâni, primul semestru, Doamne, deci era mai mult la baie. Doamne fer! Doamne fer! Doamne fer și doamne de la cinecată! A fost greu. Prima perioadă a fost un pic mai grea. Na, e ceva normal. Maria, spune-mi, te rog, primele două nașteri cum au fost? Au fost prin cezariană, naturale? Cum te-ai decis să naști de-a treia? Natural. Tot natural. Deci toate trei naturale, da? Aștept sorocul, te chinui un pic. Doamne. Trebuie. Asta. Ești curajoasă? Zice, e o vorbă la noi în Maramureș, se zice că cine mere cu sacul la moară, n-are cum să vină cu el gol. Și eu m-am dus la moară și n-am avut cum să vin cu el gol. Acum mi-o trebuie făină? Ia da, făină! Ia și pe pâine! Femeie puternică de-a noastră! V-ați gândit la un nume? Sau există așa da, câteva deja, în care deja alege? O să aibă un nume și o să vi-l spun mai încolo când o să fie ok. Stai puțin, va fi un nume sau două? Sau nume? Care a fost ales și de Eduardo și de Federica, amândoi. Aha, este de sfânt? E nume românesc, în primul rând? E românesc? Da. Sau da. E italienesc, pentru că voi nu trăiți în Italia. Da, nu, e românesc. E românesc, chiar românesc. Plus nănașile o să fie
una dintre, o să aibă două nenașe. Fetița asta se naște cu două nenașe. Opa, ce bun! Din apropo care de asta, una o să fie... Da. Spune. Una o să fie... Una o să fie Cristina Raiu, care a fost concurentă cu mine la Șef la Cuțite, și una o să... una dintre... am rămas în foarte bune raporturi cu una dintre jurnaliste care ne urmărea la Șef la Cuțite, și ea o să fie a doua nenașe. Deja ești obișnuită și știi, nu ai mai trecut prin două nașteri, ai doi copii absolut minunați. Cum vei fi acum cu fetița? Cum vei fi ca mămică? Cum te vezi? O mămică exigentă? O mămică panicoasă? Nu, deci eu cred că la primul copil ești un pic mai, cum să spun, deci de la al doilea să-și băi, eu căzut, hai că nu-i nimic, ridică-te, că n-ai. Deja la al treilea e poezie. Ți-e teamă de ceva? Ți-e teamă de ceva la această a treia naștere? Ai vreo temere? Nu, sincer nu. Sper să fie tot ok, că o să stau în România un pic, o să stau până la sfârșitul lui iulie, și sper să fie tot ok, să fie ca acum. Până acum a fost tot bine, tot frumos, să fie tot așa. Așa să dea Dumnezeu. N-am văzut graviduța mai liniștită ca ea. Și mai optimistă. Mai știu, mai știu o graviduță liniștită. Știi despre cine vorbesc. Dar chiar e suspect de liniștită. N-are nicio grijă. În fine, nu e treaba asta, nu ne băgăm. La a treia deja e poezie. Știi exact ce urmează. Mai? Da. Na, bine, acum e și stilul meu un pic mai așa, mai și nu te lași. Nu te lași la... Da, poate sunt alte femei care, na, probabil un pic de spaimă, un pic de stres, un pic, na, toate acele, dacă le strângi. Da, eu Maria, okay, îți mulțumim tare mult că ai împărtășit cu noi în exclusivitate această știre minunată. Îți dorim în continuare sarcină ușoară, să naști așa cum e mai bine, sănătate copiilor și din afară, dar și celui din burtică, celei din burtică, și te așteptăm cu mare drag în platou atunci când vei reveni în țară. Vineri vin. Săptămâna viitoare te așteptăm la noi. Să te vedem așa în carne și bebeluși. Te pupăm. Îți dorim sănătate multă, mulțumim mult. Te pupăm, draga noastră. La revedere. Pa, te țucăm.